Sunt Anna Roșca, sunt studentă la Universitatea din Zurich, fac masteratul la Facultatea de Psihologie și mă specializez în psihologia socială, organizațională și a business-ului. Mă numesc Cristian Ciobanu, am făcut studii la Universitatea din Virginia, din orașul Charlottesville, Statele Unite. Elveția, m-am gândit că o să fie mai multe perspective, mai multe posibilități, viața, calitatea vieții puțin mai bună. Mi s-a spus că este o universitate foarte bună din statul Virginia, am făcut școală acolo. Am aplicat, am avut interviu și m-au acceptat. Destul de simplă istorie. A fost tare mult lucru birocratic, a trebuit să completez o mulțime de formulare, stau foarte mult timp în internet, dar cu forță și tărie de caracter și voință, uite că până la urmă s-a reușit și s-a reușit. Un cel mai renumit fapt despre această universitate că a fost fondată de Thomas Jefferson. Poate că și-a trecut pe lângă mine vreo personalitate, dar nu pot spune că am recunoscut-o și am fugit după dânsa să-mi dea un autograf. Și ne știi unde s-au intersectat drumurile noastre, dar problema a fost că n-a recunoscut pe nimeni. Româna o știu ok, rusa o știu mai rău, engleză o știu ok, germană o știu și mai rău. Română, rusă, engleză și spaniol și un pic de franceză. Franceza m-a impus școala să o cunosc, dar nu cunosc nimic în afară de la foie prochain, adică când ți-ai făcut tema pe acasă și la foie prochain. Au întrebat Maldive? Eu am zis, nu, Moldova, între Ucraina și România. Dar am spus că auzit de așa țară. Dar profesorii și colegii erau destul de cosmopolitani, pentru că și eu nu eram o raritate. Erau obișnuiți să aibă colegi cam din toată lumea. Și deci nu eram chiar și de mare raritate. Încă un student din Europa de Sud-Est. Nimic special. M-a căutat pe Wikipedia după ce m-a cunoscut pe mine. Asta e tot. Dar cineva, dacă nu greșesc, ne-a spus, adică o frază tipică, că vinurile la noi sunt bune, dar cam atât. Mai sunt, cunosc cel puțin cu vreo 2-3 persoane care, un prieten de meu care tot făcea acești universitate în timp ce eram acolo și acum este o moldovancă care face masterat acolo. Adică din când în când mai ajungă consistenii noștri acolo. Da, mai este fetiță care, nu știu de ce, așa viața s-a întors. Am aflat că și ea a învățat în același liceu în care am învățat eu în Moldova, doar că este cu câțiva ani mai mică. Și face la fel psihologie, dar nu prea comunicăm, fiindcă ea are altă ramură. Eu sunt alta. Părinții, fratele, soră, ei tot erau în stat și, mă rog, prin telefon. Cu prietenii, e-mail, Skype. Cred că trebuie de pus o lumânare, persoana cea care a inventat Skype-ul și să-i transmite scrisori de mulțumire, dar prin Skype. Ei, când sărbători, bem împreună cu familia, șocnim la cameră. Da, discutăm. Ce să mai audim, Moldova, bârfii, politică, desigur, situația socio-economico-culturală din Moldova, și așa din Elveția, nu mă clasă, din Elveția nu prea am ce comentarii, ce totul e foarte stabil. Mă întâlneam cu rudele, cu prietenii, mai lucram din când în când, mai făceam bani de bere. Îmi petreceam timpul. Stau acasă cu familia, din când în când seara mai ies cu prietenii, dar mai mult stau acasă. Хришки, мазри. Він шконяк бун спалик за дивіденш за плюніти, дар я маю мулту ін символ а патрії, кари кари кум ватин калзак, кин дам коняк со він мулту внеск, ва ін калзак, шма в час сын ксмай прав де патрії.
Și altul, cadouri, mai luam niște suveniri pentru prieteni din America, suveniri alimentare. De este. Ulei nerafinat, murături, de obicei pepeni. I'll say hi to all my friends in the States. I miss you all. Hugs and kisses. Grüezi!